România, ne puteți spune care este cel mai frumos posterior din România? După părerea. Asta e o glumă. O glumă, mai râdem și noi, suntem în vacanță, nu? Posterior? Da. Posteriorul la... O doamnă. Posteriorul la... Nesimțitule care ești. Bună ziua, ne puteți spune care e cel mai frumos posterior din România? După părerea voastră. Adică cel mai frumos posterior? Da. Cel mai frumos fond. Cel rotund și bombat. Din România, așa? România? Pe cine puteți denumi? Din ce ați văzut la televizor? Păi Laura are un fund foarte frumos. Poate spune și ție că nu e alta lumea întreagă. Salut, puteți să-mi spuneți care e cel mai frumos posterior din România? Aliei, bineînțeles. Ce întrebare. Ea e prietena ta? Da, ea e. Viitoarea soție cu prietena ta. Bună ziua! Puteți să ne spuneți care e cel mai frumos posterior din România, după părerea dumneavoastră? Cel mai frumos posterior? Nu știu. Doamnele sunt mult mai sincere vis-a-vis de întrebarea. Din ce vedeți la televizor? Nu prea mă uit la posterioare. Bună ziua! Care este cel mai frumos posterior din România, după părerea dumneavoastră? Salut! Care e cel mai frumos posterior din România? Din România? Da, după părerea ta. Antonia? Dacă ar fi să ai 30 de minute la dispoziție fundul Antoniei, ce-i face cu el? Nu știu. Nu știu, o pălmuiesc la fund. Îmi pălmuiești de multe ori? De multe ori, jumătate de ori. Antonia, ai cel mai frumos fund din România și ai vrea să te pălmuiesc în jumătate de oră. Ce vă trece prin minte? Niciunul. Nici o domnișoară, doamnă? Nu, îmi plac băieții. Oh my God! Serios? Care e cel mai frumos posterior de bărbat din România atunci? Al lui. Al cameramanului? Da.